ca să montați această cutieră, va trebui să aveți în afară de acest picior, care după cum puteți vedea este deja montat pe cutieră, va trebui să mai aveți aceste două șuruburi și această piuliță. Ca să montați această cutiere, va trebui să aveți cascule, va trebui să folosiți cascule, un crichet, un torx de 20, o tubulare de 13, un prelungitor ca să vă fie mai ușor pentru cricket și o șurubelniță dreaptă. Înainte de a monta cutiera, va trebui să o desfaceți dacă e în această situație. Va trebui să desfaceți aceste capace din lateral. Trageți ușor de ele, dacă se poate desface cu una, dacă nu folosiți o șurubelniță dreaptă. Capacul din de pe partea dreaptă, de pe partea stângă, acesta. Și capacul de pe partea dreaptă. Scoatem ușor. Acesta e un pic mai lung. Și, după cum puteți vedea, ea este din două bucăți. Partea de jos se desface prin acest șurub, desfăcând acest șurub. Dacă este foarte strâns, folosiți o tubulare de 13. S-a desfăcut și ca să montați cutiera va trebui prima oară să prindeți acest picior de tunelul median. Așadar, ca să desfacem plasticul care a plasticul de la frâna de mână, va trebui să desfacem șuruburile din lateral. După cum puteți vedea, la nouă ne lipsește acest plastic de la schimbătorul de viteze. Nu ar fi nicio problemă, va trebui să desfaceți doar cu un torx de 20 aceste șuruburi din lateral, de pe partea stângă și de pe partea dreaptă, doar că nu pe partea dreaptă nu avem șurub. Am desfăcut plasticul, e liber, iar acum în spate va trebui să scoateți aceste capace din plastic, puteți să le împingeți ușor, ele sunt prinse jos, dacă vă uitați, sunt prinse cu, dar la noi s-a spart deja, are o mică ureche aici, așa, și pe aceasta de aici, din partea asta, ușurel, trageți în exterior și o scoateți în sus, ca să nu se spargă, uitați despre ce vă spuneam mai devreme. Așa, bun. Apoi, ca să scoateți asta, apăsați în jos de cele două margini ale scrumierei. Aceasta iese în sus. O scoateți și avem două șuruburi, dar nu se văd foarte bine. Va trebui să scoatem, și această scrumieră. Dacă vă uitați, e prinsă în două urechi pe partea dreaptă și două urechi pe partea stângă. Le scoatem cu o șurubelniță dreaptă. Va ieși un pic mai greu. Trebuie să fiți foarte atenți să nu zgâriați. Am scos-o destul de greu. Aveți grijă să nu rupeți aceste urechi. Să nu le rupeți. Să fiți foarte, foarte atenți. După ce am scos scrumiera, va trebui să scoatem și suportul de pahare de pe spate, dacă aveți, dacă nu aveți acest suport, s-ar putea să fie doar un capac și îl scoateți foarte ușor cu o șurubelniță dreaptă. Dacă nu, va trebui să scoateți acest suport de pahare, care se scoate destul de simplu. Apăsați pe aceste urechi, sunt două urechi în stânga și în dreapta,
să ele în jos și este destul de simplu. Dacă vă uitați, sunt două urechi din fier. Scoatem ușor. Scoatem de tot în exterior. Bun, și după cum puteți vedea, avem acum se văd mult mai ușor cele două șuruburi. Și acum putem ridica acest plastic, putem ridica cât mai sus, să aveți, nu uitați să aveți frâna de mână trasă în sus, la maxim, ca să poată să iasă mai ușor. Și punem, următorul pas este să punem piciorul cotierei. Îl fixăm pe cele trei găuri, de fapt două găuri și un, aveți aici și un șurub, și punem șuruburile la loc. Lăsăm frâna de mână jos și aici va trebui să venim cu cotiera și ea are niște șanțuri, se poziționează foarte ușor pe partea de jos și în lateral are un șurub pe care îl vom prinde. Tot un șurub cu cap de 13. Ca să vedeți mai bine, am mutat camera ca să vedeți ce fac aici. Prind acest șurub de cotieră. Strângem bine acest șurub. Punem apoi capacele din plastic. Prima dată îl punem pe cel din dreapta, acesta care e un pic mai mare. Va trebui să îl crăcănați un pic, intră un pic mai greu. Da, ridicăm cutiera, poate așa va intra mai ușor. Bun, îl punem și pe cel de pe partea stângă. Mai întâi de jos, să intre pe piciorul cotierei. Bun, și apoi nu uita să strângeți șuruburile de la plasticul de pe tunelul median.